Salutare! Astăzi avem un video un pic mai altfel și anume despre controlul emoțiilor și tracul de scenă. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, vom începe cu o definiție. Și anume, emoția este definită ca o reacție afectivă de intensitate mijlocie și de durată relativ scurtă, însoțită adesea de modificări în activitățile organismului, oglindind atitudinea individului față de realitate. Emoția poate fi clasificată ca un sistem de apărare, întrucât psihologic emoția afectează atenția, capacitatea și viteza de reacție a individului, dar și comportamentul general. Pentru o bună practică în domeniul muzical și nu numai, avem nevoie de inteligență emoțională. Și anume, inteligența emoțională reprezintă abilitatea unui individ, persoană, de a opera și a recunoaște propriile emoții, dar și ale celorlalți, utilizând informațiile emoționale cu scopul de a gestiona relațiile interpersonale într-un mod empatic și eficient. Cele cinci componente ale inteligenței emoționale se regăsesc în autocunoaștere, autostăpânire, motivație, empatie și stăpânirea abilităților sociale. Printre avantajele inteligenței emoționale se numără și îmbunătățirea relațiilor cu oamenii, comunicarea, dezvoltarea abilităților de empatie, creșterea încrederii și reducerea nivelului de stres. Tracul de scenă sau emoțiile de scenă. Să accepți faptul că te confrunți cu o stare de anxietate pe scenă este foarte important, deoarece este primul pas către înțelegere și controlul acesteia. Dacă ai experimentat unul sau mai multe dintre următoarele simptome înainte sau în timpul unei interpretări, înseamnă că te confrunți cu spaima de scenă. Transpirație excesivă, de obicei în palme și la picioare, dar poate apărea în orice zonă a corpului. Frecvență cardiacă crescută, frisoane, bufeuri sau modificări bruște ale temperaturii corpului, respirație ușoară sau hiperventilație, amețeală, incapacitatea de a te concentra sau de a putea lua informații și a le procesa. Tremurat, mai ales la mâini. De ce apar emoțiile de scenă? Acestea încep în general cu săptămâni sau luni înainte de reprezentația pe scenă și se manifestă ca o anxietate generalizată pe măsură ce data prestației se apropie. Simptomele se agravează cu cât acel eveniment se apropie cu repeziciune. Cu toate astea, atunci când ajungi pe scenă, instinctele tale preiau controlul. Cei mai mulți anxioși spun că au puține simptome atunci când ajung pe scenă și în timpul prestației. Asta pentru că atunci când transmiți energie publicului tău, reușești să-ți intri definitiv în rol și să nu mai ai trac de scenă. Mulți interpreți experimentează un tip de euforie atât în timpul spectacolului sau prestației de scenă, cât și după. Acest exces de adrenalină poate explica parțial de ce simptomele fricii de scenă dispar complet atunci când te confrunți cu obiectul fobiei tale. Lupta cu tracul. Ce se întâmplă în mintea și corpul tău atunci când ești pe scenă? Tracul a fost descris în mod corespunzător drept o auto-otrăvire prin adrenalină. Ca răspuns la stres, glandele suprarenale pompează un hormon numit și epinefrină sau adrenalină în fluxul sanguin, determinând organismul să intre într-o stare de excitație ridicată. Persoana în cauză transpiră și tremură, mușchii sunt încordați, inima bate neregulat, gura se usucă, apare și problema respiratorie. Aceasta este așa numitul răspuns lupți sau fugi.
despre care se crede că s-a dezvoltat la om pentru a ajuta la pregătirea organismului pentru acțiuni puternice ca răspuns la o amenințare iminentă. În ceea ce privește gândurile care însoțesc răspunsul fizic, cel mai important pare să fie un sentiment de expunere. Chiar și artiștii experimentați recunosc că nu au scăpat niciodată de frica de scenă, unii dintre ei mărturisesc că nici măcar nu se mai luptă cu acel sentiment și vor avea mereu acel trag de scenă. Cum să-ți controlezi emoțiile de scenă sau cum să învingi tracul de scenă? Ca orice fobie, tracul de scenă este tratabil sau măcar diminuat. O opțiune populară este terapia cognitiv-comportamentală. Mulți dintre cei copleșiți de emoții intră pe scenă cu convingerea că prestația lor nu vor fi suficient de bună, dezamăgind astfel publicul și distrugându-și propriile cariere. În primul rând, mută-ți atenția de la tine și de la teama ta de insucces către adevăratul scop, acela de a-ți arăta valoarea în fața publicului. Nu te mai încărca inutil cu convingerea că interpretarea ta ar putea fi jalnică. În schimb, concentrează-te asupra gândurilor liniștitoare care te pot calma. Refuză gândurile care creează îndoială de sine și încredere scăzută. Există multe moduri de calmare a minții și a corpului, cum ar fi respirația profundă, exercițiile de relaxare, yoga și meditația. Te vor ajuta mult în experiența respectivă. Încă un punct interesant. Pregătește-ți materialul în avans și interpretează-l cu voce tare pentru a-ți auzi vocea sau a experimenta interpretarea la alt nivel. Atenție! Toate aceste lucruri trebuie să le faci doar tu cu tine. Încă un punct pentru exersarea respectivă. Repetă în oglindă. Uită-te la tine și încearcă să-ți vezi anumite defecte și să le corectezi. Sfatul meu, renunță să fii perfect și înțelege că este ok să greșești. Fii natural, fii tu însuți. Cu astea fiind spuse, te încurajăm să te abonezi la canalul nostru pentru a primi informații de calitate. Și nu uita, dă-ne și un like și un comentariu. Contează foarte mult. Spune-ne ce subiecte vrei să abordăm în următoarele videouri. Dezvoltarea ta începe acum.